Scena nu este deloc străină pentru cei mici. Au demonstrat-o astăzi mai mulți copii de la o școală de dans din Constanța. Momentul zilei a fost oferit de mai multe balerine care au arătat că mișcările grațioase se învață de la vârste fragede. Micuțele balerine au părut să nu aibă emoții, ele nu sunt la primul spectacol susținut pe o scenă. De cât timp faci balet? De un an. Îți place? Da. Se pare greu? Ce e mai greu așa la balet? Mai greu sunt pașii, pozițiile, multe chestii sunt grele la balet. Ție cum ți se pare baletul? Greu? Uneori e foarte ușor, doar dacă îți place, dacă o faci cu plăcere, atunci este super. Nu e așa de greu cum pare. De cât timp practici? De un an. Ai mai fost și la alte spectacole? Da, vreo 4. Cam așa. Ai emoții pe scenă? Nu prea. Organizatorii susțin că este nevoie de muncă asiduă și de personal foarte bine calificat pentru a reuși să scoată tot ceea ce este mai bun din micii artiști. Am apelat la specialiști, profesori cu atestat, profesori pedagogi la Liceul de Artă, profesorii de instrumente, sunt toți profesori cu definitivat sau titular la Liceul de Artă. Avem profesorii de balet care sunt tot așa, titulari la Palatul Copiilor. Deci avem o echipă bine, bine formată și profesional foarte bună. Micuții artiști promit să revină pe scenă în cel mai scurt timp, cu un spectacol și mai antrenant.